Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Discutăm astăzi despre sexualitate, mai precis despre apusul sexualității. Este vorba despre recenzia unei cărți scrisă de Dana Freitas, sociolog creștin din Statele Unite, recenzie publicată de Alianța familiilor din România, cărora le mulțumim cu această ocazie. Revoluția sexuală este încă în toi și afectează fiecare manifestare socială, dar mai ales moravurile și generația tânără. Spre deosebire de părinții lor care discutau și tratau subiectul cu pudoare, așa cum de altfel este și bine, tinerii din zilele de astăzi îl discută, dar mai ales practică sexualitatea fără prudență și în mod riscant. De fapt, sociologii discută despre o schimbare radicală în perspectiva tinerilor asupra sexualității. În loc de a fi o modalitate de relaționare între ființe umane, sexualitatea a devenit strict o modalitate de satisfacere a unui instinct fizic. Porunca numărul 1 a revoluției sexuale este satisfăți pornirile. Iar de aici decurg consecințele cunoscute pentru tineri și societate în general. Gândirea aceasta este de fapt o manifestare a deconstructivismului, un deconstructivism care se produce la nivelul moravurilor și al vieții intime. Normele de interacționare și principiile de derulare a vieții intime sunt demolate în favoarea unei culturi sexuale radicale. Dana Freitas, sociolog creștin din Statele Unite, a publicat cartea Sfârșitul Sexului: Cum cultura promiscuității lasă în urmă o generație nefericită, neîmplinită sexual și confuză privind intimitatea. Atât titlul cărții, dar mai ales subtitlul ei, îngrijorează. Denotă că tinerii nu știu cum să-și trăiască viața intimă, nu cunosc regulile vieții intime, și cum să o canalizeze spre împlinire personală. Lucrul acesta surprinde scrie Freitas, considerând că tinerii care sunt subiecții cărții ei au fost educați încă din școala elementară privind sexualitatea umană. Spre deosebire de părinții lor care nu au luat cursuri de sexualitate, dar nici nu trăiau în confuzie privind sexualitatea și erau împliniți în viața intimă, tinerii sunt expuși încă din primii ani de școală cursurilor de sexualitate, dar impactul acestei educații asupra lor este tocmai reversul experiențelor pozitive ale părinților lor. Cum se explică acest lucru? Freitas enunță un răspuns pe parcursul celor 221 de pagini ale acestei cărți recenzată de Alianța Familiilor din România, text pe care vi-l prezentăm acum în cadrul rubricii La Ordinea Zilei. La tânăra generație americană se împământănește un nou concept al sexualității, unul numit de sociologi hook-up culture, adică cultura sexualității oportuniste. Cuvântul hookup provine din două cuvinte separate: hook, care înseamnă cârlig, și up, care înseamnă în acest context fenomenul de a agăța ceva de cârlig. Împreună ele desemnează actul sexual ocazional, în afara căsătoriei ori înainte de căsătorie, și făcut nu din afecțiune, ci din simpla dorință de a satisface o necesitate sexuală de moment. În cazul culturii hookup, actul sexual nu este desemnat să aducă mai aproape două ființe umane, ci este doar un act temporar de scurtă durată care să rezulte în satisfacerea sexuală a celor două persoane, nimic mai mult sau mai puțin. Gândirea și practica aceasta a sexualității este total diferită de înțelegerea actului sexual și locul alocat sexualității în societate și relațiile dintre ființele umane cele două persoane care au avut o relație sexuală foarte probabil că nu vor mai avea încă una în viitor poate nici nu se vor mai întâlni ci vor întreține relații sexuale cu alte persoane diferite în serie în această cultură modernă nu mai este loc pentru monogamie fidelitate ori loialitate în relații de-a lungul anilor dana freitas a intervievat peste 2500 de studenți proveniți din șapte universități diferite unele publice altele private unele catolice altele evanghelice Interviurile s-au focalizat asupra pozițiilor studenților privind sexualitatea, practica ei, romantismul și relațiile de prietenie în campus. Concluziile ei au fost că în campusurile publice domină cultura de who-cap, dar că lipsește în campusurile evanghelice din Statele Unite. În campusurile evanghelice, Dana Freitas a descoperit o cultură dominantă a monogamiei, abstinenței, a purității, a heterosexualității și a sexului practicat în cadrul căsătoriei. Sunt studenții și tinerii care practică sexualitatea de tip hu fericiți? Absolut nu, conchide Freitas în cartea ei. Toți tânjesc după relații, romantism, împlinire emoțională și dragoste la nivel emoțional, nu fizic. Cultura de tip hook-up poate fi schimbată, dar cere implicarea părinților, a profesorilor și a liderilor spirituali care lucrează în campusuri. Pe parcursul celor 20 de ani de când studiază stilul de viață al studenților universitari, Danei Freitas nu i-a fost dat să vadă un flagel mai dăunător pentru tineri decât cultura sexualității permisive. Acestui flagel își dedică ea cartea, căutând să-i explice originile, manifestările, impactul asupra tinerilor și modalitățile care ar putea să-l elimine. Vă reamintesc, stimați ascultători, urmăriți rubrica la ordinea zilei. Discutăm astăzi despre apusul sexualității, de fapt o recenzie a unei cărți scrise de Dana Freitas, sociolog creștin în Statele Unite, text publicat de Alianța Familiilor din România. Relațiile sexuale la tinerii universitari americani au devenit o rutină zilnică, așa cum ar fi, de exemplu, mersul la gimnastică. Ei învață din media, de la prieteni, ori chiar de la părinți uneori, că nu are niciun rost să-și investească timpul și energia în anii studenției în formarea de relații durabile. Relațiile iau timp, sunt complicate și trebuie să investești în ele. De aceea, generația tânără preferă relațiile sexuale fără relaționare, pentru că nu impun poveri sau condiții. Dar, spune Freitas, ea a depistat că relațiile sexuale de ocazie promovează un sex care nu împlinește, este plicticos și nu este motivat de dorința după sex, ci se face pentru că toată lumea face la fel. Cu alte cuvinte, obiceiurile proaste privind sexualitatea se molipsesc și dezvoltă o inerție proprie. Devin atât de frecvente și obișnuite ca spălatul rufelor ori temele de casă. Din păcate, definesc noua normă a relațiilor sexuale înainte de căsătorie, și nu excepția. Au trecut de mult zilele când tinerii își făceau curte înainte de căsătorie. Încă în anii 90, relațiile sexuale erau folosite pentru a dezvolta relații între persoane, pentru a forma prietenii, așa șubre de cum erau ele. Dar în anii pe care îi trăim, regulile sexualității au devenit total lipsite de obiective de relaționare și în întregime doar de promovare a oportunității actului sexual. Dana Freitas caută să explice de ce, spre deosebire de doar câțiva ani în urmă, cultura sexualității de tip hook-up a devenit normă. În primul rând, pornografia, prezentă și a peste tot, a facilitat apariția sexului oportunist. Prezența peste tot a pornografiei a schimbat atitudinea tinerilor față de sex, așteptările pe care le au de la partenerii lor, înțelesul care ei îl au despre dorință, identitatea de gen și modul în care ființele umane intră în relații de intimitate sexuală. Tehnologia a facilitat și ea extinderea culturii de tip hookup, a promiscuității sexuale, Mesajele SMS, de exemplu, ori sexting, facilitează trecerea imediată la subiect din partea partenerilor. Relațiile de intimitate nu mai presupun interacțiuni prealabile în care partenerii se cunosc reciproc. Oamenii sunt mai stimulați de ceea ce văd pe ecranul telefonului mobil decât de anticiparea relațiilor de intimitate. Noua generație învață sexul de pe internet și își ajustează așteptările privind sexualitatea după ceea ce văd ori învață pe internet. Asta elimină farmecul din relațiile dintre un tânăr și o tânără și, în loc să-i apropie, îi distanțează. Feminismul a contribuit și el la extinderea culturii hookup, pentru tinerele feministe, hook-up este bun pentru că permite tinerei femei să-și aleagă partenerii cum vrea, când vrea și după criteriile pe care ea și le dorește. Adică își folosește frumusețea și intimitatea pentru a negocia termeni avantajoși în relațiile cu bărbații. Pentru feministe, cultura hook-up, adică a sexului de ocazie, este indispensabilă progresului tinerelor femei în societate. Ea le permite să amâne relațiile serioase până după ce își stabilesc cariera, fără să-și complice viața cu copii, soți, ori chiar amanți. Pe deasupra pretind că le dă și sentimentul unei superiorități, false cum este, față de alți tineri pe care îi privesc ca pe niște ființe inferioare, mai puțin capabile, mai puțin ambițioși, mai puțin vrednici de ele, ori de nivelul lor intelectual. Și cultura decadenței sexuale din campusurile americane contribuie la proliferarea mentalității de hook-up, sex de ocazie. Freitas alocă multe pagini decadenței sexuale care distruge campusurile americane. Asta implică alcoolul și beția dincolo de orice limite ale bunului simț, drogurile, evenimente sociale în care fetele apar nude, ori situații în care femeile sunt degradate. Literatura care circulă în campusuri este și atât cât se poate de degradantă la adresa femeilor și este îmbibată de sex. Cartea Danei Freitas este fascinantă și foarte importantă. Bogată în informații, ea conține și un capitol privind modul în care tinerii creștini caută să contracareze cultura sexuală perversă din campusuri. Astfel, autoarea acestei cărți scrie despre mișcarea True Love Revolution de la Harvard, The Anscombe Society de la Princeton, ori Love and Fidelity Network, care conectează diverse campusuri americane și promovează clar valori creștine, abstinența și castitatea. Încheiem aici recenzia cărții Sfârșitul Sexului: cum cultura promiscuității lasă în urmă o generație nefericită, neîmplinită sexual și confuză privind intimitatea. O carte scrisă de Dana Freitas, sociolog creștin în Statele Unite. Recenzia aceasta a fost preluată, stimați ascultători, de la Alianța Familiilor din România. Aș adăuga doar câteva versete din Biblie. Apocalipsa, capitolul 22, scrie: Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvari" ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Iar în 1 Corinteni, capitolul 6, apostolul Pavel spune, fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Stimați ascultători, aici se încheie rubrica la ordinea zilei de astăzi. Cu dorința de a le ura o viață intimă, curată, lipsită de păcat, împlinită și binecuvântată de Dumnezeu, încheiem aici rubrica la ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!